Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, creștini ortodoxi și cei greco-catolici pomenesc astăzi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea are un caracter aparte, deoarece biserica a rânduit pentru această zi post aspru, în semn de respect pentru prorocul care și-a petrecut întreaga viață ca un ascet. Sfântul Ioan Botezătorul este profetul care a descoperit cel din tâi lumii că Iisus este Mesia trimis de Dumnezeu și care l-a botezat pe acesta în râul Iordan. Considerat înainte mergătorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul mare profet al Vechiului Testament, dar și cel care a făcut trecerea spre perioada Noului Testament. Sărbătoarea de astăzi face referire la un moment din viața Sfântului Ioan consemnat în Sfânta Scriptură. La o petrecere cu mulți oaspeți, Salomea, fiica Irodiadei, ar fi dansat în fața tatălui său vitreg, Irod Antipa, cerându-i capul lui Ioan Botezătorul în schimbul favorului de a-i deveni amantă. Potrivit scripturilor, Ioan Botezătorul a fost ucis în aceeași seară prin decapitare, iar capul său i-a fost dus Salomeei pe o tavă. Trupul lui Ioan Botezătorul a fost dus de susținătorii săi în orașul Samaria, unde a fost îngropat. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, care se încheie pe data de 31 august, pe 1 septembrie, începând un nou an bisericesc. Emoții mari astăzi pentru absolvenții de liceu care au susținut a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat. Astfel, 1067 de candidați au intrat în sala de examen înainte de ora 8:30, iar la ora 9 aceștia au primit, în funcție de profil, subiectele extrase la matematică sau istorie. Din totalul celor 1265 de absolvenți înscriși să susțină astăzi a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat, 1067 s-au prezentat, iar 198 au absentat din motive obiective. În sesiunea de toamnă, o mare parte din elevii care susțin examenul maturității sunt cei care nu au reușit să-și fructifice cunoștințele în prima sesiune din acest an sau chiar de anul trecut. Astăzi, la a treia zi de bacalaureat, sesiunea de toamnă, am avut elevi la matematică MT1, matematică MT2 și istoria românilor. Un total de 1265 de elevi au fost așteptați. Au venit 1067, deci au lipsit 198, un procent de 15,6%. Ați avut parte de ceva incidente în timpul examenului? Până la această oră nu mi s-a raportat niciun incident și sper să nu avem astfel de cazuri astăzi. Cea mai grea probă scrisă a examenului de bacalaureat din sesiunea de toamnă a creat mari emoții absolvenților care au încercat să rezolve cu brio subiectele extrase pentru proba obligatorie a profilului, mai precis la matematică, respectiv istorie. Bună, la ce ai susținut examenul azi? Matematică. Cum a fost? Foarte greu. La matematică. Cum a fost? Destul de greu. Este prima dată când susții examenul? Nu, a doua oară. A doua oară? Și ce ți s-a părut mai greu? Punctul 2. Punctul 2. Ce-a fost la punctul 2? Da, nici nu mai știu. Proba de matematică. M1, M2? M2. Cum a fost examenul? Bine. Este prima dată când îl dai? Nu, a doua oară. Am dat și în vară. Și ce probe te-au indus în dificultate? Proba a doua. Șanse de promovare sunt? Da. Prima dată? A doua. Și cum a fost? Cam greu. Ce puncte te-au introdus în dificultate? Subiectul 3 mai ales. Subiectul 3? Da. Șanse de promovare sunt? Așa. Este a doua oară când îl susții? Din păcate, da. Ce puncte te-au introdus în dificultate? Punctele de la subiectul 3 mai mult. Șanse de promovare sunt? Eu zic că da. În centrul de examinare de la Colegiul Tehnic Apulum din Alba Iulia, dezamăgire mare astăzi printre absolvenții care au susținut proba la matematică. Pentru cei mai mulți, cerințele au fost imposibil de rezolvat și astfel au părăsit sala de examen la nicio oră și jumătate de la intrare. Proba de bacalaureat la matematică. Este prima dată? Nu, este a doua oară. Și cum a fost? Destul de complicat. Nu mă așteptam, a fost mai complicat decât în vară. Ce ți s-a părut cel mai greu? Subiectul 3. Șanse de promovare sunt? Nu știu, 50-50. Cum a fost? Greu. Ce puncte te-au indus în dificultate? Ultimul subiect. Este prima dată când ai susținut examenul? A doua oară. Șanse de promovare sunt? Da, probabil. La matematică. Cum a fost? Destul de greu. Este prima dată când susții examenul? Nu, a doua oară. Ce puncte te-au introdus în dificultate? Păi, la partea a treia, cu integrale și funcțiile. Asta ți s-a părut mai dificil? Da. Șanse de promovare sunt? Poate, un 5, că în matematică îmi trebuie. Matematică, M2. Ce probe te-au indus în dificultate? Toate. La matematică, M2.
Cum a fost examenul? Cam greu. Este prima dată? Nu, este a treia oară. A treia oară, da. Și ce puncte te-au introdus în dificultate? De la partea întâi, primul, și de la partea a doua, ultimele două exerciții. Șanse de promovare sunt? Sper. Până la ora 12 în județul Alba nu s-au înregistrat incidente în centrele de examinare, însă un elev a lipsit de la această probă din motive medicale. Mai avem un caz special pentru vineri, un elev care lucra la pădure, a avut un accident și a tăiat tendoanele de rămâna dreaptă și este intrat în spital și dorește să dea examen acolo. Noi, Comisia Județeană, vom face toate demersurile ca acest elev să poată să meargă la examen. Ultima probă scrisă a sesiunii august-septembrie a examenului de bacalaureat, cea de la alegere a profilului și specializării, va avea loc vineri. În data de 2 septembrie vor fi afișate primele rezultate și vor fi depuse contestațiile. Acestea vor fi soluționate în intervalul 3-4 septembrie, urmând ca afișarea rezultatelor finale să aibă loc în 5 septembrie. Albaiulienii nu se prea înghesuie la primărie cu cereri pentru programul guvernamental de anvelopare a blocurilor. Ori nu știu, ori nu vor, ori nu au încredere, sunt trei din posibilele cauze ale acestei situații. Cel mai probabil însă principalul motiv îl reprezintă durata de timp scursă de la depunerea solicitării la începutul lucrărilor. Teoretic, locuitorii municipiului Alba Iulia își pot izola termic apartamentele în condiții mai mult decât convenabile. Practic, lucrurile se mișcă mult mai greu. Asta din pricina hârțogăriei plimbată pe traseul primăria Alba Iulia, guvern și retur. Primul rând să vină la noi la primărie, și spunem unde să vină. Izolat nu se pot. Nu se poate face o singură chestiune, cum să dacă... Izolat, dăm un exemplu, în bloc sunt 10 apartamente. Deci ori toți, ori niciunul. Vin cu tot blocul și pe urmă ne ocupăm noi de la artă în facilitățile. Acum nu pot să vă spun chiar sumele, dar dacă vrea le și găsește, deci 20% ei, așa e în lege, cât avem noi, 30 mi se 50 pare. 50 de la stat. 50 de la stat 30. Și 30 de la noi. Dacă el, acel 20%, intră în grilele noastre, astea sunt o chestiune a localității, nu știu cum fac alții, că n-are venituri sau e șomer sau dintre anumite chestii, poate să se ducă și acel 20% până la zero. Facem proiectul, facem licitația cu oameni de la ei care să vadă că se face licitația calmă și cu urmă începe lucrul. Da, și pe urmă plătim noi. E de durată pentru că există. Dar noi facem toate procedurile. Care selectează la nivel național proiectele și asta cam durează un an, doi. E o problemă că ei vreau mâine. Și noi toate programele din anul ăsta le ducem la guvern. Puține blocuri au fost anvelopate prin acest program guvernamental și acestea cu o mare problemă. Directorul tehnic Silvia Moldovan afirmă că o parte din beneficiari nu și achită obligațiile financiare. Concret, de la ultimul contract finalizat în ianuarie anul trecut, primăria Alba Iulia a rămas față de constructor din cauza unor beneficiari rău platnici cu o datorie de 137.000 de lei. Primăria Alba Iulia a reabilitat 24 de străzi din municipiu, investiție cofinanțată de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Acum, după finalizarea acestui important proiect, vrea să determine conducătorii auto să priceapă că trotuarele nu sunt pentru mașini. Au fost modernizați aproximativ 12,7 km de străzi și aproape 50.000 de metri pătrați de trotuare și accese, s-au amenajat zone verzi de circa 12.600 de metri pătrați și s-au dat în folosință 340 de noi parcări. Administrația publică locală a observat însă că pe străzile cu pricina șoferii parchează pe zonele pietonale, fapt nepermis. În consecință, a trasat sarcină poliției locale să amendeze piperat și cu asprime orice conducător auto certat cu legea. Vom ajunge și la ceea ce înseamnă amenzi, care vor merge în cascadă și până la urmă cineva va ceda și va băga mașina în curte. Pentru că sunt străzi toate cu curte, însă dacă treci așa cum pe el, o să vedeți că nu puteți să vă mișcați pe trotuar pentru că sunt toate mașinile călărite. Este drept, este greu ca să deschizi ușa, poarta și să-ți bagi mașina în curte. Eu am dat o dispoziție la poliție, o să luăm pe rând toată această zonă, prima dată cu atenționări, cred că deja au și ajuns la amenzi și o să ajungem la amenzi. Parcarea pe trotuar este interzisă. Valoarea totală a proiectului Reparații Capitale Străzi cu dotare tehnico-edilitară în municipiul Alba Iulia este de 20,6 milioane lei. Ce folos că majoritatea blocurilor din municipiul nostru sunt dotate cu interfon. În Amiaza Mare, un tânăr din Alba Iulia nu a ezitat să intre într-o scară de bloc pentru a fura bunuri din subsolul imobilului. Acesta a fost prins ieri când polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba au inițiat o razie rutieră. Suspectul a fost oprit în trafic și identificat de către oamenii legii.
Tânărul în vârstă de 24 de ani a intrat în subsolul blocului pentru a sustrage bunuri valorice. Nu este la prima infracțiune de acest gen produsă, descoperindu-se că în perioada martie-august hoțul a mai păgubit alte 5 beciuri ale unor blocuri din Alba Iulia. Acesta a fost prezentat astăzi parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că bărbatul este suspect de comiterea unui număr total de 6 furturi din boxe, din subsolurile blocurilor situate pe raza municipiului Alba Iulia. El a sustras bunuri în valoare totală de peste 12.000 de lei. Față de acesta a fost luată măsura reținerii, iar în cursul zilei de azi a fost prezentat parchetului și instanței de judecată, care a emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Polițiștii încearcă în perioada următoare să recupereze prejudiciul ce constă într-un aparat de sudură, o ladă frigorifică și o trusă cu accesorii de pescuit. Așadar, dragi albaiulieni, să aveți mare atenție la astfel de persoane care pot deveni violente dacă sunt surprinse în flagrant. Șoferi, puteți răsufla ușurați, încă nu se ridică mașinile la Sebeș. Însă atenție, proiectul privind activitatea de ridicare a autovehicolelor staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al municipiului Sebeș a fost doar amânat în ședința de marți a Consiliului Local. Și vă avertizăm, regulamentul proiectului este foarte strict, iar amenzile deloc de neglijat. Proiectul privind ridicarea autovehiculelor parcate sau staționate neregulamentar a fost supus aprobării în ședința de marți a Consiliului Local din Sebeș, însă a fost amânat. Potrivit proiectului, parcarea sau staționarea neregulamentară este ilegală și se taxează cu amenzi de până la 1.000 de lei pentru persoane fizice și până la 3.000 de lei pentru persoane juridice. Proiectul prevede că proprietarul unei mașini ridicate poate solicita returnarea acesteia în maxim 10 zile, dar pentru a o primi înapoi trebuie să plătească toate taxele și impozite prevăzute de lege. Tariful de transport al mașinii este de 150 de lei, la care se adaugă taxa de ridicare în sumă de 180 de lei, precum și altă taxă de depozitare de 200 de lei pe zi. Iar veștile proaste nu se opresc aici. Dacă mașina ridicată nu va fi revendicată în 10 zile, aceasta va trece în proprietatea administrației locale și poate fi scoasă la vânzare. Regulamentul este așadar unul foarte strict, iar dacă va trece de Consiliul Local în următoarea ședință, cu siguranță va aduce nemulțumirea multora dintre participanții la trafic din zonă. Aflați în trecere pe Valea Oltului, am poposit pentru o scurtă reculegere la Mănăstirea Cozia, construită între anii 1387-1391 de către domnitorul Mircea cel Bătrân. Biserica Mare este închinată Sfintei Trăimi și a fost sfințită pe 18 mai 1388. Mănăstirea are două paraclise, unul închinat Adormirii Maicii Domnului, altul închinat Duminicii tuturor Sfinților. Situată pe Valea Oltului, în apropiere de stațiunea Călimănești Căciulata, într-un peisaj încântător, mănăstirea a fost ctitorită de Mircea cel Bătrân la îndemnul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana, duhovnicul domnitorului. De altfel, Sfântul Cuvios Nicodim este zugrăvit în pridvorul bisericii, iar Marele Domnitor își are aici locul de veci. Mănăstirea Cozia a fost supusă unor ample lucrări de restaurare pe timpul lui Neagoe Basarab, perioada în care s-a construit și fântâna de sub cerdacul Chiliilor de Nord. În vremea lui Constantin Brâncoveanu s-a adăugat pridvorul Bisericii Mari, s-au reparat chiliile, s-au adăugat cerdacuri la toate clădirile din incintă și s-a construit fântâna din fața bisericii, în apa căreia credincioșii de astăzi aruncă bani, cu speranța că dorința pusă la fața locului se va îndeplini. Biserica Mare a fost pictată în frescă între anii 1390-1391. În pronaos se găsesc mormintele voievodului Mircea cel Bătrân și al monahiei Teofana, mama lui Mihai Viteazu, călugărită după moartea fiului ei. Gigant arhitectonic, Palatul Parlamentului măsoară 270 metri pe 240 metri, 86 de metri înălțime și 92 de metri sub pământ. Are 20 de nivele, 12 la suprafață și 8 în pământ. Aici se desfășoară activitatea cele două camere legislative ale țării. Casa Poporului, cum mi se mai spune, este cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din lume, cea mai scumpă clădire administrativă și cea mai grea de pe mapamond. Șantierul propriu-zis a început în anii 1980. În anul 1989, costurile imensului imobil erau estimate la 1,75 de miliarde de dolari, iar 7 ani mai târziu la aproximativ 3 miliarde de euro. Are un buncăr antiatomic legat de principalele instituții ale statului prin 20 de kilometri de catacombe. Bună ziua, iată, astăzi suntem oaspeții Casei Poporului sau Palatului Parlamentului, cum îi se mai spune, aceste grandioase clădiri, una dintre cele mai mari din lume. Ne aflăm aici în curtea Casei Poporului și în curând vom face un tur a ceea ce înseamnă Camera Deputaților.
Clădirea are aproximativ 1000 de încăperi, o suprafață de 330 de metri pătrați și un volum de 2,55 de milioane de metri cubi, depășind în volum piramida lui Cheops din Egipt. Primul punct din scurta noastră vizită a fost sala de plen, acolo unde luni a fost citită în fața camerelor reunite hotărârea Curții Constituționale privind invalidarea referendumului de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Pe pupitrul celor doi președinți ai Senatului și Camerei Deputaților se mai află încă ordinea de zi a ședinței extraordinare de luni. Am privit cu interes masa guvernului, locul în care a stat președintele Traian Băsescu, așteptându-și suspendarea, dar și balconul de unde s-a aruncat ziaristul supărat pe politică și politicieni. Am fi vrut să luăm și cuvântul de la pupitrul declarațiilor politice, dar femeile de serviciu din sală nu ne băgau în seamă și nici nu asigurau cvorumul necesar, așa că am lăsat ideea baltă. Am revenit în holul din fața sălii de plen, unde sunt amplasate microstudiourile principalelor televiziuni și sala Iuliu Maniu, care găzduiește centrul de presă dotat cu tot ceea ce înseamnă tehnică informatică. Mai apoi, Mihaela Iancu, consilier în cadrul Direcției Relații Publice și Protocol a Camerei Deputaților, ne-a însoțit în eleganta sală de conferințe de presă, gazdă a întâlnirilor cu mass media a celor mai reprezentativi oameni politici ai țării. Cel mai mult însă ne-a impresionat sala Nicolae Titulescu, loc în care au loc periodic întâlniri de gradul zero între principalii actori ai scenei politice românești. În final, am filmat superba priveliște a Bulevardului Unirii de pe terasa sălii Alexandru Ioan Cuza, una dintre cele mai uriașe săli comerciale ale Palatului Parlamentului. Începând de anul viitor, România trebuie să adopte o directivă europeană ce prevede ca până în anul 2020 consumul energetic la clădirile noi să fie aproape zero, iar renovările clădirilor existente să fie făcute conform unor standarde ridicate de eficiență, astfel încât consumul de energie să scadă substanțial. Prin Programul Național Multianual de Creștere a Performanței Energetice la blocurile de locuințe în județul Alba au fost reabilitate numai 8 blocuri. Încă de la începutul implementării programului de reabilitare termică a locuințelor derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în județul Alba, doar din anul 2011 s-a început anveloparea a 8 imobile, dintre care 7 în Alba Iulia și unul în Zladna. Doar o simplă plimbare prin orașul nostru ne arată faptul că acest program se derulează anevoios și haotic, renovarea sau reabilitarea termică a locuințelor fiind făcută în proporție de 90% în lipsa unor proiecte sau a certificatelor energetice. V-ați reabilitat termic apartamentul? Da, da. Cu buget propriu sau și cu fonduri propriu de la stat? Nu, cu buget propriu. Știați că aveți nevoie de un certificat energetic pentru apartament de la auditor? Nu, nu. Nu ne-a zis nimeni. Încă nu. Încă nu, dar urmează să o faceți cu banii proprii sau cu buget de la stat? Nu v-aș putea spune că locuim aici în Emur și probabil că aici nu ne dă voie decât doar la comun. Să fie toți vecinii și tot să se va face o fațadă, cred că comună, deci... Înseamnă că va trebui să primiți și ceva buget. Probabil, probabil. Știați că aveți nevoie de certificat energetic pentru apartament de la auditor? Nu, pentru că asta e problema soțului cu izolatul blocului și atunci nu m-am gândit la problemele astea, deci le las pe partea soțului. Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul total de energie al Uniunii Europene, iar acesta este unul dintre cele mai importante surse de emisii de gaze cu efect de seră. În vederea realizării programului de eficiență energetică al României, specialiștii sunt de acord că nu vom putea realiza această cerință a Uniunii Europene până în 2050 și asta doar dacă eforturile în acest sens se vor îmbunătăți vizibil. Ați primit ajutor? Nu. Știați că aveți nevoie de un certificat energetic pentru apartament? Aveți? Nu avem. De la auditorul specializat? Exact. Numai când vindem apartamentul. Doar atunci este obligatoriu? Atunci, după lege, așa am înțeles că atunci este obligatoriu. Până la apariția unei legi care să exemplifice clar care este statutul, care este obligația, suntem obligați să lucrăm după propriile noastre idei. Conform cerințelor Uniunii Europene, emisiile de gaze cu efect de seră vor trebui să scadă cu 88% până la 91% până în 2050, în comparație cu nivelurile din 1990. Tot mai puține locuri de muncă la nivel național. Comparativ cu anul trecut, în primele două trimestre ale anului 2012, s-a registrat o scădere drastică a locurilor de muncă vacante. Astfel, oferta de angajare a fost diminuată anul acesta cu aproximativ 3.000 de joburi.
Potrivit comunicatului publicat de Institutul Național de Statistică, rata locurilor de muncă vacante a fost de 0,59% în trimestrul 2 din 2012, în scădere cu 0,02 puncte procentuale față de trimestrul precedent și cu 0,09 puncte procentuale comparativ cu același trimestru al anului 2011. În perioada menționată, numărul locurilor de muncă vacante a fost de 24.700, în scădere cu 300 de locuri de muncă față de trimestrul anterior. În comparație cu trimestrul similar al anului 2011, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 3.000. Anul acesta, angajatorii au prezentat cea mai redusă cerere de forță de muncă salariată în activitățile de tranzacții imobiliare, cu 30 de locuri vacante, respectiv pentru cele de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu 40 de locuri vacante. Președintele Traian Băsescu a semnat ieri decretele și deciziile prin care și-a repus în funcții consilierii din cadrul președinției. Potrivit unui comunicat oficial, Dorel Onaca a fost numit consilier de stat la Cancelaria Președintelui. De asemenea, la Palatul Cotroceni vor reveni consilierii prezidențiali din veche echipa lui Băsescu de dinainte de suspendare. Astfel, în funcțiile de consilier prezidențial au revenit, prin decretele semnate marți de Traian Băsescu, cei din vechea echipă a șefului statului: Cristian Diaconescu, Iulian Chifu, Virgil Păunescu, Bogdan Mănoiu, Laurențiu Sebastian Lăzăroiu, Daniel Petru Funeriu, Bogdan Alexandru Drăgoi și Iulian Fota. În noua echipă de consilier prezidențial nu se regăsesc însă Ștefan Deaconu, fostul consilier pentru probleme juridice, care a fost eliberat din funcție de președintele Traian Băsescu pe 5 iulie, precum și Bujor Bogdan Teodoriu, care a coordonat departamentul de politici economice și sociale de la Cotroceni și care a fost numit pe 10 august membru al Consiliului Concurenței. De asemenea, Bogdan Oprea revine pe funcția de consilier de stat la Departamentul Comunicare Publică și purtător de cuvânt al președintelui. Traian Băsescu s-a reîntors ieri dimineață în jurul orei 10 la Palatul Cotroceni, însă mult așteptata conferință de presă a președintelui a fost suspendată în marți. Nici astăzi nu se știe dacă Traian Băsescu intenționează sau nu să susțină vreo declarație publică legată de revenirea sa în fruntea statului. În timpul campaniei pentru referendum, Băsescu a susținut că miza sa nu este scaunul de la Cotroceni, ci viitorul european al României. Marea problemă a suspendării mele este justiția și acum, ca și în 2007, nevoia de a o controla. Dacă atunci se creau mugurii justiției, în 2012 justiția a confirmat că e pregătită să fie independentă, a mai spus Băsescu pe perioada suspendării. Însă de la revenirea sa la Cotroceni, președintele Traian Băsescu nu a mai făcut nicio declarație, singurul comunicat oficial venit din partea instituției președintelui fiind cel de repunere în funcție a consilierilor. Mai sunt doar două zile de așteptare. Vineri 31 august 2012, rockerii de la Red Hot Chili Peppers vor susține primul lor concert din România. Trupa va concerta pe scena amplasată pe Național Arena din București în cadrul turneului de promovare a celui mai recent album al formației I'm With You. Cu un sound aparte, o combinație între funk, alternativ rock, punk, rock, trupa și-a cucerit imediat fanii, dar și criticii, devenind una dintre cele mai influente trupe rock pentru generații întregi. Red Hot Chili Peppers s-au format în Los Angeles, Statele Unite ale Americii, în anul 1983, primul album ce poartă chiar numele formației Red Hot Chili Peppers fiind lansat în anul 1984. Succesul trupei vine odată cu lansarea albumului Blood Sugar Sex Magic din 1991, album vândut în peste 15 milioane de exemplare, ce conține hituri ca Give It Away, Under the Bridge sau Breaking the Girl. În 2012, cei din Red Hot Chili Peppers vor fi introduși în Rock and Roll Hall of Fame, alături de alte legende ale muzicii. Concertul de la București promite a fi unul excepțional, unde fanii vor avea ocazia să vadă una dintre cele mai bune trupe live, să le asculte piesele de pe ultimul album, dar și hiturile pe care trupa le-a lansat de-a lungul celor 28 de ani de activitate muzicală. Românii mănâncă multe legume și foarte puțină carne. Nu vă imaginați că din cauza unui regim alimentar, ci pentru că nu-și mai permit să cumpere produse din carne. Potrivit Institutului Național de Statistică, a scăzut consumul la toate categoriile de alimente, mai puțin la legume și ouă.
Din fiecare salariu, românii își pun deoparte mai întâi bani pentru mâncare. Este din ce în ce mai scumpă, iar cantitatea cumpărată scade de la an la an. S-a schimbat însă coșul de cumpărături. Românii consumă mai puțină carne și cumpără mai multe legume. De exemplu, într-o lună, un român mănâncă 7,6 kg de legume, în timp ce consumul de carne și de preparate din carne este doar de 4,1 kg pe lună. Motivul? Prețul produselor din carne este destul de piperat. În schimb, cumpărăm ouă și cartofi. 13 ouă pe lună consumă în medie un român. Numărul lor a crescut ușor față de anul 2008. Atunci românii consumau doar 11 ouă pe lună. La cartofi consumul este de 3,5 kg pe lună. Românii consumă 6 litri de lapte pe lună. Însă când vine vorba de consumul de apă minerală sau suc, acesta este de doar 4,5 litri de persoană. La alcool consumul pare unul destul de redus. Un român bea într-o lună un litru de bere și 800 de mililitri de vin. Frumoasă este vara, dar cât de aproape este toamna? După temperaturi de până la 42 de grade Celsius, temperaturile vor scădea brusc. Ne-am obișnuit deja cu aceste oscilații de temperatură, însă acum, uitându-ne și la calendar, trebuie să credem pe cuvânt. Vine toamna! Meteorologii informează că de marți până în 11 septembrie, vremea la munte se va răci, maximele ajungând la 20 de grade, iar minimele nu vor depăși 10 grade Celsius. Cea mai caldă perioadă va fi între 1 și 4 septembrie. În Transilvania, intervalul debutează cu o vreme răcoroasă, mai ales în cursul nopților, dar până spre sfârșitul lunii se va încălzi din nou, iar cele mai ridicate maxime se vor apropia de 30 de grade. Treptat, în prima decadă a lunii septembrie, valorile termice se vor încadra într-un regim termic normal pentru această perioadă. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai ridicată în perioada 2-7 septembrie, dar cantitățile mai importante vor fi doar pe arii restrânse. La munte, vremea va fi în general răcoroasă, temperaturile maxime urmând să se situeze în medie sub 20 de grade, iar minimele să nu depășească o medie de 10 grade Celsius. Cea mai caldă perioadă va fi între 1 și 4 septembrie. Ploi mai importante cantitativ, deși nu pe arii extinse, sunt de așteptat între 1 și 6 septembrie. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea venii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Voința Sibiu a revenit ieri în județul Alba pentru a susține de această dată un meci oficial în compania minunii din Mihalți, Arena. Jucătorii antrenați de Ovidiu Barna nu au mai reușit de această dată să treacă mai departe, însă nu au făcut un meci urât. Într-adevăr, Arena Alba Iulia s-a apărat întreg meciul, iar la final scorul a fost de 2-1 pentru sibieni. Căldura de afară și gazonul prost a făcut ca partida să nu fie la cele mai înalte standarde. Arena nu a contat în ofensivă până în repriza secundă, pe când Voința a controlat întreaga partidă, respectându-și astfel blazonul de echipă din eșalonul secund al României. Jucătorii de pe malul Cibinului au intrat la vestiare cu avantaj după reușita lui Petrescu din minutul 38. Oaspeții au lovit de două ori transversala în prima repriză. În minutul 63, Arena putea restabili egalitatea, însă Marco a executat superficial o lovitură de pedeapsă obținută de colegii săi. Acolo a fost un moment cheie a jocului, dar din păcate Marco Valentin nu a putut să înscrie. Și capitan al echipei, de ce nu ai dat balonul? Cel mai tehnic jucător din echipă. Da, da, el execută cel mai bine, dar astăzi am simțit chiar și eu că a fost prea relaxat, dar asta este. Jucătorii Arenei au fost împinși de la spate de către fanii care au sfidat căldura și au venit să-i încurajeze. În minutul 72, fostul unirist Daniel Tătar a înscris pentru 2-0 dintr-o lovitură liberă excelent executată. Ai marcat al doilea gol din lovitură liberă, exersezi astfel de execuții? Da, am exersat mult când jucam la Liga 1 și mi-a ieșit și la meciul cu Alba Iulia de acasă, de la Sibiu, mi-a ieșit și aici și mă bucur pentru asta. În minutul 93, David Florea a redus din diferență, însă Arena nu a mai putut face nimic deoarece arbitrii au fluierat finalul jocului. Cu toate acestea, echipa din Mihalți a părăsit cu fruntea sus competiția. Nu au lipsit laudele din partea adversarilor care s-au plâns doar de teren, nu și de adversar. Nu, este o echipă pentru Liga 4, i-am mai văzut în câteva meciuri și
și nu mi se pare o echipă foarte rea. Eu cred că și pe ei dezavantajează terenul acesta pe care l-au, pentru că au câțiva jucători buni, mai ales Noaru de la mijloc, capitanul echipei, un jucător bun, știe bine cu mingea, e tehnic și cred că și pe ei îi deranjează starea terenului de aici. Capitanul echipei din Mihal s-a declarat mulțumit de partidă. Meciul a fost destul de greu, pentru că am întâmpinat un adversar foarte puternic, care a retrogradat din Liga 1. Noi am stat, ne-am apărat cum am putut și cam asta a fost. Oricum, Arena Alba Iulia a impresionat întreaga suflare fotbalistică după rezultatele obținute în primul an de la înființare. Cu toate că Stelian German declara săptămâna trecută că dorește să evolueze în Cupa României și să aibă un parcurs cât mai lung, planurile antrenorului au fost date peste cap. La meciul cu SESO, Câmpia Turzii, Unirea Alba Iulia a deplasat echipa de juniori și prezent la meci nu a fost tehnicianul Stelian German, ci Florian Brumaru. Unirea Alba Iulia a pierdut meciul cu 4-0. Problemele financiare au dat peste cap participarea în această competiție și amenință și debutul din Liga a doua. La meciul cu SESO Câmpia Turzii, juniorii echipei Faniona județului au intrat pe teren din prima echipă, făcând deplasarea doar Potopea, Coțolan, Moga și Contor. Uniriștii au pierdut cu scorul de 4-0, însă Bebe Brumaru s-a declarat mulțumit că juniorii au debutat pentru Unirea într-o partidă oficială. Debutul din Liga a doua este pus sub semnul întrebării, Unirea având restanțe privind achitarea baremurilor față de arbitrii de la 3 meciuri din sezonul trecut. Însă situația poate fi redresată dacă meciul va fi televizat. Din banii pentru drepturile de televizare, Unirea ar putea să achite atât acele restanțe, cât și o parte din salarii. Dacă această afacere nu va merge, Unirea Alba Iulia va putea muri și fanii vor rămâne doar cu echipele din Liga a 3-a, a 4-a și a 5-a. Hai Unirea! Formația CFR Cluj este la un pas să provoace o surpriză plăcută fotbalului românesc în această seară. Clujul poate deveni a doua echipă românească ce ajunge în grupele Champions League în urma disputării unor tururi preliminare după Steaua București. Jucătorii antrenați de Ioan Andone vor întâlni în această seară în manșa retur formația elvețiană FC Basel. În tur, ceferiștii au câștigat cu 2-1, ambele goluri vișinii fiind marcate de Mudu Sugu. Clujul atacă grupele Champions League de seară cu începere de la ora 21:45. FC Basel va veni cu siguranță cu gândul de a se califica, fapt ce va face ca meciul să fie unul foarte disputat. Ioan Andone a declarat că fotbalul detronează banul, astfel elevii săi vor evolua cu gândul doar la accederea în cea mai importantă competiție între cluburi din lume. Dacă vor trece de Basel, CFR Cluj va încasa peste 20 de milioane de la UEFA, bani cu care liderii grupării din Gruia doresc să întărească echipa pentru prestigioasa competiție. Turul duelului româno-elvețian a fost decis de senegalezul Mudu Sugu, care a reușit 2 goluri de senzație și a mai ratat alte 2 ocazii foarte importante. Și portarul feroviar Felgueiras a fost de admirat, acesta blocând adeseori ocaziile elvețienilor. Așadar, CFR Cluj atacă în această seară grupele Champions League pe stadionul din Gruia, unde se anunță a fi peste 20.000 de fani. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică meteo. Am avut parte de vreme frumoasă și astăzi, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate în zona montană. Temperaturile maxime se situează între 21 și 31 de grade, iar cele minime sunt cuprinse între 3 grade în depresiuni și 18 grade Celsius. Presiunea atmosferică nu se va modifica semnificativ, iar mercurul din termometre va coborî în această seară, undeva în jurul valorii de 18 grade la Alba Iulia, 19 grade la Sebeș, 17 grade la Aiud și Blaj și 14 grade Celsius la Câmpeni. Noaptea se așternă răcoroasă cu temperaturi de 9 grade la Alba Iulia, vor fi 11 grade la Sebeș, 8 grade la Aiud și Blaj și 6 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Vremea se va menține frumoasă și mâine, cu cer mai mult senin. Vântul nu va prezenta intensificări, va bate de la slab până la moderat. Temperatura aerului va avea valori maxime cuprinse între 23 și 32 de grade și minime între 4 grade în depresiuni și 19 grade Celsius. Așadar, aproximăm pentru mâine 31 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 30 de grade la Aiud și Blaj și 27 de grade Celsius, vor indica termometrele la Câmpeni.
Poi mâine vremea se va încălzi ușor, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade, iar cele minime între 5 grade în depresiuni și 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!